Dacă nu, e jale, băieți. E jale, dacă nu, ce? Am câștigat, nu? Vă pup, băieți! Ce, bă? Ce? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Among Us, de data aceasta împreună cu voi, adică împreună cu abonații, cei care au fost pe Trovo, și de asta v-aș ruga din suflet, dacă cumva doriți să jucăm împreună, dați un follow pe Trovo pe primul link de descriere, pentru că acolo vom juca neapărat, adică am jucat cu voce, cu băieți, pentru că efectiv am jucat și fără voce, dar efectiv am văzut că nu se poate juca, dau snipe și mai ales când sunt eu impostor sau este altcineva, vor vedea pe live și efectiv vor zice nu știu ce, că l-a văzut nu știu unde sau așa mai departe. Dar cel mai bine ca să se mai întâmple chestia asta, vorbim pe Discord, discutăm cine are voce, cine nu are, asta este. Bine, am încercat să jucăm și fără voce. O să încercăm și chestia asta, poate o să vină un episod fără voce, doar înscris, dar ne descurcăm foarte greu, pentru că e imposibil ca unul efectiv să nu se dea de gol. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul like și de abonare dacă doriți să vă susțin această serie de Among Us și dacă vreți să mai jucăm împreună. V-am zis, primul link de descriere, dați un follow și acolo gen pentru o face și jucăm împreună dacă doriți să fiți și voi. Și vă las în continuare cu episodul, codul Mădălin pe shop, follow pe Instagram, știți bine. Și în continuare o să vedeți un match în care efectiv am mințit. N-am avut nicio șansă, 1% șanse cred că a fost ca să câștig ca impostor și până la urmă chiar am câștigat. Ok, impostor din nou. Let's go! Să o dăm. Bro, așa repede. Nu se mamă, bă, ești nebun cât de rapid. Nu pot skill-ul făcut. Eram pe acolo, pe la vulcanul ăla, pe unde regret. Eu l-am văzut pe Bogdan. Bogdan venea de acolo, de la lavă, și a intrat în office. Acum... Ce am făcut eu? Eu am mers la navă. Dumi a fost la lavă. Eu eram la laborator. Și cum ai văzut că m-a dus în office, dacă Dumi a fost insă? Eram în office. Nu știu, Bogdan ăla, Bogdan 23, ăla, albastru închis. A intrat în office și au vândut pe acolo, pe la lavă. Nu știu de unde... Eu zic că e Dumi, că el era... Eu eram la laborator, făceam ăla cu... Bă, nu știu, eu n-am văzut pe absolut nimeni. La un moment dat veneam spre lumină, am avut misiune la rachetă. Vedeți că eu sunt Sami 2. Da, am văzut cum te-ai dus în lab. Parcă vine de la electric, mă dă. Știu că era cineva la rachetă. Poftim? Parcă vine de la electric. Păi nu, veneam spre electric, spre voi, dar la un moment dat s-a făcut electricitatea și m-am întors. Eu eram la electrică, l-am făcut lumina și era mob lângă mine și mă încurca. Da, eu cred că până mai bine nu mai vorbești fără cateringă. Deci până la urmă votăm ceva sau nu știm nimic sigur? Bă, nu știu. Eu zic că dacă erau doi era nasola, că e unul... Suntem nou în viață. Aia zic. Poftim? Unde ai ata misiunea cu... Bă, weapon-ul mi se pare că este jos la meteoriz, nu? Nu, misiunea care ai avut-o unde ție? Pe cine întrebi? Misiunea asta ta, care ai avut-o, în ce zonă de hartă? A mea? În jos? Da. Eu am avut, nu am avut la weapon jos stânga, eu am avut la rachetă, zic, în rachetă... Hai să dăm skip, hai să dăm skip, că n-avem... N-am zis weapon. Nu merită. Fiți atenți, fiți cu ochii în patru. Vedeți că cine dă luminile știe să joace, deci nu-i nou. A început să ploaie? A început? A început să ploaie. Nu știu, plouă. Bun. Andy, Andrei... Ok, Gigi, e Roberto, e Roberto, l-a omorât de față cu mine. Da, și eu. Gigi. L-ai văzut, gen, sigur că l-a omorât? L-am văzut, l-a omorât de față cu mine și eu, da, Gigi. Robert, te-am pupat. Nu, a fost emergency, n-am dat niciun...
Roberto, gen, ce misiune ai făcut? Era acolo lângă copac la O2. Hai. Ok, dacă l-ai văzut sigur, e ok. 100%. Bun. What? Eu n-am înțeles ce votăm și de ce. Păi Robert, cine mai are task-uri? Eu mai am un task la laborator. Eu mai am vreo 4 task-uri. Ai 4 task-uri, voi. Ok, hai pe mut. E păcat că nu putem să vedem dacă a fost sigur sau nu. Da. E, și sărașii cu pretenții, vorba aia. Hai, mut. A găsit, mă, ești nebun la cap. Ce să mai pot face? Să mai comentez? Să mai comentez sau sal? Bogdan, impostorul. Bogdan, impostorul, Ionuț. Mi-e greu, frate, singur. Mi-e greu. Era la... Eu eram la electricitate. Ok. Salut. Eu eram la electricitate cu Bogdan și Bogdan, tu ai găsit corpul? Da, eu am găsit corpul. De acolo venea, stai că o mai venit careva la electricitate. Nu știu care a mai venit. O culoare deschisă a venit. Ori Lime Green, cine a venit? Eu eram cu Lime în Specimen Room. Eu am ieșit ultimul de la electricitate acolo, adică am venit după tine, Bogdane. Da, știu. Asta înseamnă că ori o să fie ăla care o mai venit, știi cum a venit unul la electricitate, nu știu care, dar o mai venit unul. Asta mi se pare foarte. Nici eu nu mai țin minte, chiar nu țin minte aici pentru că numai ce ieșisem și ai dat, ai dat la corp. O culoare deschisă oricum, deci eu zic că Madalina nu poate să fie, că oricum dacă a făcut el kill-ul, mă gândesc că nu venea să repară lumina unde eram eu, nu? Logic, adică fugeam din partea aia. Da, te duceai spre O2 sau ceva. Exact. Eu oricum am avut misiune la O2 și de acolo am venit, gen am venit cu tine odată. Am avut aia cu de trebuie să bage la două recipiente. Da. Eu am aia cu asteroizii, veniți să o vedeți sau nu? Cine a vorbit? Eu Vlad. Vlad. Care ești Vlad? Vlad care? Vlad impostorul V. Impostorul V, ok. Da. Ok, mai vreau să adaug ceva, ca să înainte să dăm schimb, pentru că, sincer, știu că era o culoare deschisă, doar că nu am văzut. Bun, am medbay, deci cine vrea poate să vină cu mine la medbay, după ce verificăm pe... Deci dăm schimb rapid? Hai să mergem la medbay. Și vedeți cu mine la medbay, ok? Bun, mai aș o două misiuni, ok. Hai, la medbay cu mine. Creu rău de tot că sunt singur, eu sunt singur. Am încercat acolo să fac o treabă, da. E greu tare, boys, mi-e greu tare, de eram 2, mai era altceva, sau să mai fi lăsat. L-a găsit rapid acolo, s-a grăbit și a dat vent. Aia a fost aiurea. Ok, Bogdan e sigur. Nici nu știu cât de bine pot să joc, că cred că mă fac la misiuni, băieți. Pe Bogdan îl țin cu mine, nu-l omor pe Bogdan. Îl țin cu mine
pe Bogdan, gen ca și cum ar fi fost sigur, bro, cu tine am rămas și singur, nu te-am omorât. Nu ți-am făcut absolut nimic. Da, mă, nu vine cineva de jos. Bogdan, Andrei... Zic că nu mai am nicio misiune. Să nu mă... Trebuie să mai dau și... Nu numai lumină, bro. Nu trebuie să dau numai lumină. Ah, ce greu e. Fiți atenți aici. Ori. Greu să găsească acolo, cred. Greu de tot să-l găsească. Stai puțin, de ce nu merge să dau? S-a dat electricitatea? Ok. Bogdan cu Ionuț, hai mă fac la misiuni, Iod. Mă să mă bată la misiuni, că mi-e greu. Cum pot să dau la task-uri? Ok, în laborator. L-am văzut pe Lime okay, în... Ok, cred că e clar cine e, nu? Gen Madalin și cu... Eu cu Bogdan am fost în continuu, gen... Adică eu am stat cu Bogdan pentru că l-am văzut că este sigur că s-a scanat. Și am fost Andrei. Deci, pe cine ai văzut Andrei prin jur? Știu că la un moment dat nu era nimeni cu noi. Păi nu au fost mai mulți cu noi, că eu am fost cu tine și cu Ionuț, dacă mi se pare bine. Și să fie oare impostorul? Ce? Să fie oare impostorul? Nu, nu știu, eu am stat mult cu impostorul și putea să mă moare de 10 ori. Eu am stat mult și cu Ionuț. Păi și atunci cine crezi să fie Ionuț oare? Eu am fost cu tine în continuu pentru că te-am văzut scanându-te, eu nu mai am nicio misiune de făcut. Eu pot să stau nici liniștit. Nici nu am misiune de mult. Ce nu, ce nu, ce nu, m-a văzut că nu s-a făcut pe profesorile. Vlad, taci un pic, eu nu țin. Da. Ia zi, ce task-uri ai făcut? Ultimul a fost un specimen room, aia de trascul pe forme. Aha, ia mai zi, ce task-uri. Am avut un laborator, aia să apeși pe un buton de la. Da. Eu am fixat luminile mereu. Andrei, tu ce task-uri ai avut? Eu am avut un task la rachetă, la început l-am făcut. Am mai avut... Alb? Cine e alb, bro? Nici nu vorbește. Ios. Am avut un task la rachetă. De ziceți repede, mai sunt 9 secunde, votăm pe Ionuț sau nu? Suntem 5, hai să dăm skip, eu nu știu. Eu zic să stăm toți împreună. Da, o să stăm toți împreună, eu nu mai am misiune, oricum. Da. Eu nu mai am misiune. Fantomele face task-urile. Da. Cea mai mare greșeală. N-am cum să fac. Dacă îl scotea pe Ionuț, era o șansă în plus. N-am nicio șansă. Pentru că a găsit prea repede impostorul. Deci sunt comule sabotate. Fiorele, pune-te pe mut. Deci, întrebarea mea este următoarea. Cum pot
să-i bat pe băieți. 3 kg mai trebuie. Mi-e foarte greu. E super greu. Pentru că nu mai au misiune, băieți. Cum pot să-i bat? Cum pot să-i fac? Spuneți-mi și mie, vă rog. Cum? How? Îl fac kill la grămadă și aia e. Orice ar fi. Kill la grămadă la întuneric și gata. Nu ai cum să-i bați, fă troll vent. Îmi încerc. Norocul. Am fost primul la electrical și cum eu nu-ți stai puțin, a fost aici la ieșire? What? Cum? A fost tech-in. Dar nu înțeleg cum? Asta e poza că noi am fost toți acolo. Cum era ăla? Cine a venit ultimul acolo la lumea între Sofia? Eu nu ți-am venit ultimul. Nu, eu am venit primul. Bă, oare să fie Ionuț? Bă, dar de ce a murit? Cine a murit acum? Andrei? Andrei cu alb și Andrei mi se pare că a zis că este Ionuț, nu? Da, așa a zis. Și acum e mort el. Mamă, bă. Și dacă ai venit ultimul, Ionuț, tu n-ai venit ultimul? Adică eram efectiv cu Bogdan și impostorul după aceea mi se pare că a venit, nu? Impostorul a venit după noi? Da. Deci Ionuț a fost ultimul. Am fost al doilea, nu mai știu cine era primul. Nu, păi știi care e problema? Că dacă nu murea Andrei, ok, și rămânea în viață, știi că Andrei a spus că e Ionuț. Și dacă rămânea Andrei în viață, puteai să zici că bă, nu e Ionuț sau ceva de genul, dar de ce s-ar fi dus pe el să-l omoare fix? Da. Da, asta e faza. Bine, mă, votați-mă pe mine, da? Eu v-am zis cine. Dacă nu e, dacă e Bogdan. Dacă nu, e Jale, băi. E Jale, dacă nu. Sunteți morți! Nu, cine mă joc aici? Am câștigat, nu? Vă pup, băieți. Ce, bă? Ce? Ce? Bă! Ce-i fă asta? Bă, nu vine să cred așa ceva. Bă, cum de nu și-au dat seama că eram eu, dude? Un kill și este win, boys. Un kill și este win. Bă, GG, bă, bă. Bă, cine putea să-și dea seama că efectiv voi câștiga? Deci a ieșit impostorul la cât? Erau decât 2 morți și a ieșit impostorul, nu? Madaline, eu cred că am fost al treilea impostor pentru tine, fără că trebuie. Nu știu al câtelea impostor am fost, dar... Madaline, te rog să-mi zici nivelul de gândire a acestei persoane. Bă, dar nu și-a dat seama aici că am fost ultimul, că am venit ultimul. Și efectiv eu am gândit-o, bă, l-omor pe Andrei. Că Andrei a fost cel care a dat vina pe Ionuț și după aia dau vina pe Ionuț și aia am fost. Asta e ideea, băi, și n-au văzut că tu ai venit ultimul. Da, n-am fost atenți. Nu te-au văzut că ai venit ultimul, da. Nu știu cum am câștigat, credeți-mă, nu știu cum am câștigat. Cu Costel pe felie și împreună cu abonații. Uite mă, kill, 5 secunde, asta zic frate, parcă e altceva. Mai trebuie să mai stau 45 de secunde, dude. Era o mare porcărie aia cu 45 de secunde. Fă-i kill-ul, dude. Fă-i kill-ul, dude. Kill-ul, că trebuia până la urmă. Era singur. Ok, unde? Unde ați găsit? Unde? Deci era mort acolo, în partea dreaptă, la rachetă. Rachetă? Partea dreaptă la rachetă? Bă, nu știu că eram foarte morți la lumină. Da, eram stăcați acolo. Bă, da, au venit doi la final. Cine?
nu știu exact cine era. Aia a fost problema, că am fost foarte mult. Verde deschis, parcă era. Că știi că era la final, dar nu știu. Eu am venit la ta scola, în care te saunesc. Eu eram la Weapons, făceam ta scola cu meteoriții. Jumătate am fost la laborator. De eu zic că e prea devreme ca să votăm, adică... Ne-a zis că era la laborator. Mai bine știu. E doar pre-book, eu zic să dăm skip și să lăsăm skip. Da, că e doar unul. Doar unul, e ok. Dacă erau doi, era nasol. Mi se pare ciudat că, mă, da, venim pe la final. Acum nu-l suspectez. Dar mi se pare doar ciudat. Păi am venit acum că am venit de la misiune și am venit ca să fac aici. În fine, hai că vedem acum. Așteptăm. Să văd dacă sunt pus pe mut, să fac vreo prostie. Nu o să dau aici că cred că sunt băieții. O să încerc să mă duc. Am dat electricalul. Let's go. A fost singur acolo. Leave you Hex. Bun, sunt aici la misiune, cică. Hai mă, nici task-ul nu pot să-l fac de voi. Bă, eu eram aici cu Liviu Hex, aveam și eu task-ul de făcut, dar eu eram cu au găsit corpul. Eram la copac. Era la O2. Mama, a ieșit Adrian 66. Am ieșit. Eram în admin, în specimen. Știi ce mi se pare ciudat? Nu m-a dat afară. A raportat vreo două corpuri până acum, gen. Da. Adică, de două ori să găsească? Nu știu, nici mie se pare foarte ciudat. Bă, băieții, eu am scanner, dacă vreți să vedeți că eu sunt. Ok, o să venim cu tine la scanner, dacă e să țină cineva la scanner. Am fost prima dată la laborator, după aceea s-au oprit luminile, m-am dus la lumini ca să fac luminile, să le repar gen. Și după aceea am văzut că a rămas acolo doar Mădălin cu verde, cu panda. Stai așa, când ai venit la lumini? Când erau stinse. Că eu am fost la lumini și eram cu albastru. Eu efectiv am fost jos, la un moment dat am făcut misiunea aceea cu meteoriți și acum eram cu Liviu Hex și poate să confirme și el că eram cu Liviu Hex. Puteam să-l omor de mult. Veneam efectiv la misiune, eram aici. Da. Eu zic că Mădălin până acum este safe, eu zic că Andrei este foarte... Andrei, nu știu, de două ori, poate da serul report. Eu zic să dăm skip și vedem cine nu vine. Și asta e o idee bună cu skip, dar a ieșit Adrian 66. Deja am murit 3, nu știu harta foarte. Nu, că au murit 2, că Adrian 66 a ieșit. 2 a murit. Da, practic, suntem mai puțin. De ce facem, dăm skip sau îl dăm pe Andrei? Sau îl votăm pe Andrei. Eu am votat Andrei. Hai Andrei. Sorry, bun. Am votat Andrei. Da, destul de ciudat asta de două ori. Vedem. Deci veniți la scanner, da? Da. Oricum nu se poate vedea cine este, deci e minunat că nu putem să vedem. Oricum, din partea mea n-a fost nimic, gen, nimic ciudat. Totul a fost făcut easy, adică calm. Double kill. De ce naiba se duc? Băi, ce asta cu băieții? Dar nu mai stați așa pe unul. Ai găsit pe cineva? Mădălin cu alb. Ei au fost la scanner singuri.
Toți am plecat, ei au rămas. Cine? Eu? Păi eu veneam la lumină acum. Bro, păi nu erai. Ai plecat după mine, deci tu ești. Bogdan, Madalin, tu ai făcut asta. Da, da, Bogdan a făcut, gena, Bogdan a fost foarte safe, că l-am văzut făcând... Da, da, când au căzut luminile, tu te-ai întors, n-ai mers, că te-am văzut. Tu și cu alb. Ascultă un pic, Madalin putea să mă omoară acolo de vreo 30 de ori. Era lumina închisă, eram doar cu el. Păi asta zic. Eu, efectiv, am făcut misiunea și am venit. Deci, eu ultima dată, acum, misiunea, am avut-o la rachetă. La rachetă am avut misiunea și veneam la lumină cu voi. Madalin, tu ai făcut misiunea cu asteroizii? Da. Madalin, dar dacă... Asteroizii au fost... Nu acum, nu acum. Da, data trecută. Da, data trecută am făcut jos misiunea. Se vede, vizual ta, se vede că... Cineva îl face, când trage. Pe mapa asta nu. Ba da, se vede. Asta e un televizor. Se vede jos. Eu votez mud. Va nu dacă nu mud, treaba voastră, nu știu, se vede. Se vedeți efectiv că, uite, o să continuați, o să vedeți că o să continuați și că nu o să fiu eu și o să regretați. Treaba voastră. Eu o să dau skip pentru că nu știu absolut nimic, da? Să vedeți. Să vedeți după aceea. Eu să dau skip. Ok. Aolo, nici nu... Bă, what? Dar și dacă mă votați... Bro, votați-mă pe mine să vedeți că o să pierdeți. Votați-mă după aceea. Uite, chiar vă spun. Votați-mă să vedeți. O să fie mă dracu. Le umblu efectiv la... Băi, mai trebuie să fac câte kill-uri, dude. Bă, dar nu dă nimic, dude. O să dau electrical. Sper să fie cineva pe aici. Ah, țeac. M-am dus prea departe. Ce v-am zis? Mamă, așa ușor, GG? Ce a, trebuie decât un kill. Madalin, am descoperit bine, zi. M-ai descoperit bine, dude, m-ai descoperit bine, dar și eu am știut să mint. Era logică, tu erai, dar da, da, oricum, nu-l găseai pe Costel, că eram doi impostori, nu-l găseai pe Costel în 5 ani de acum încolo. Mă, un pic să explic, mă, dă, după ce m-am scanat, ai dat luminile, tu sau Costel? Eu am plecat, dar voi v-ați întors. Și era clar. Da, da, a fost prostez din partea mea că m-am grăbit. Mie chiar am plecat, eu ți-am cu Madalina, era la ha, mâncați. A fost greșeala mea că m-am grăbit, dar aia. Timp să intru pe live să văd reacția ta. Oricum, GG, mersi mult de meci.